De data aceasta vă voi arăta cum se citesc erorile la un Volkswagen Golf 5 cu acest dispozitiv, LM 327, această interfață de diagnoză. Spre exemplu, dacă ați pornit motorul, v-a apărut această eroare pe bord. Bun, porniți motorul. După cum puteți vedea, eroarea check engine stă aprinsă pe bord. Și ca să vedeți ce problemă are motorul, ca să nu vă duceți într-un service, puteți să aflați ce probleme are motorul cu această diagnoză LM 327. E foarte simplu, introduceți acest dispozitiv cu scris în jos, introduceți în mufa de diagnoză a mașinii. La Volkswagen Golf 5 e undeva în partea stânga a pedalierului. Ne ducem și o introducem în mufă. Bun. După ce ați introdus-o, luați telefonul pe care aveți deja instalat aplicația Torque. Trebuie să aveți un telefon cu sistem de operare Android. Vă duceți în aplicație, în aplicația Torque. Bun. Aici dați pe. Aici vă întreabă dacă aveți GPS-ul activat, îl activați. Îi dați yes. Activați GPS-ul. Bun. Vă întoarceți înapoi. Intrați în Check Fault Codes și dați căutare. Așteptați câteva secunde, în jur de 10-20 de secunde. Iată că a detectat eroarea. Bun. Aici ne spune Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected. S-ar putea să fie o problemă cu EGR-ul.